Salut, numele meu este Denis și astăzi o să vă prezint setul meu de ski. O să începem cu niște skiuri de la Technopro și cu niște clăpari de la Nordica. Îi puteți observa aici în imagini. Bun, și o să continuăm cu o cască de la Lange, care are ochelarii incluși, puteți vedea, se pot da jos, numai că au niște chichițe aici foarte mici, care le pot rupe foarte ușor, așa că eu o țin așa. Este o cască foarte, cu foarte, foarte mult burete, am făcut și un test. Mi-am dat cu pumnii în cap și alți oameni mi-au dat cu pumnii în cap și mi-au plăcut. Asta este și antisoare, deci nu ți intră soarele în ochi și are vizibilitate foarte mare. Bun, cum v-am spus, o să începem cu niște skiuri de la Technopro. Puteți vedea că scrie aici pe ea Technopro. Și sunt aerodinamice, deoarece au vârful mai ascuțit ca toate celelalte schiuri ale mele care le-am avut. Și este foarte tare. Mai are aici niște chichițe. Dacă le puteți observa, dacă piciorul meu, clăparul meu este aici, îl direcționează în coace. Haideți să facem o probă. Să vedeți. Deci, sunt reglate după mine, sunt sapie, sunt reglate foarte, foarte tare. Și acest mecanism este făcut după mine, puteți observa că-i dat din spate, pentru că nu e așa de foarte mare clăparul meu. Și merge foarte ușor, este foarte tare, sunt foarte ascuțite capetele acestea, sunt foarte, foarte ascuțite, m-am și tăiat, dacă puteți să sună, m-am și tăiat. Și spatele care alunecă, ăsta, este din lemn. Dar trebuie să mi-l dau cu ceară. Asta e din lemn. Trebuie să mi-l dau cu ceară. Puteți observa că este din lemn sau din plastic. Ori din lemn, dar din plastic. Și trebuie să-l dau cu ceară ca să nu ce mai ușor. Acestea sunt clăparii de la Nordica. Puteți observa, scrie aici Nordica. Aici, nu o clipă. Scrie aici Nordica. Și aici, Nordica. Sunt niște clăpari normali. Mie îmi plac foarte mult că se aseamănă cu schiurile alb-roșu și schiurile alb-roșu, cum ați observat. Prinzătorile sunt aceleași. Aici sunt un pic pocite, dar nu contează. Și aici. Dar sunt foarte, foarte buni, nu sunt așa de uzați. Ceea ce îmi place foarte mult sunt că au aceste și nu toți clăparii au și pot duce așa în mână, foarte ușor. Haideți să îi încălțăm, să vedeți cum se încălță. Deci, băgați piciorul foarte, foarte tare, îl lăsați. Aici începeți cu ăsta de jos, îl prindeți cât doriți și apăsați. Îl prindeți tăpa a doua, a treia, pe cât vreți, aici. O prindeți, scuzați-mă. O prindeți pe care vreți și pe ultima o prindeți pe care vreți. Gata! Primul clăpar e pus. Al doilea. Deci vi legați cât doriți. Al doilea. Apa, un pic strigați. Vi legați și pe acesta cât doriți. Adică la primul, la al doua, la al treia, la cât vă este vouă bine. Adică poate aveți un picior mai, nu știu, mai gros, mai umed și nu vă încape. Faceți-l la prima, eu trebuie să mi-l fac la prima, bine, e și după mărie. Așa. Și acum ultima, știu, stânga mi leg eu mai greu că nu pot.
Bun, clăparii sunt puși, stau foarte bine în picioare. Acestea sunt numărul 35 sau 36, după calcul. Și acum o să vă arăt cum să-i introduceți ischiuri. Aici sunt și schiurile. Le puneți frumos schiurile. Cu piciorul ăsta vă sprijiniți, îl îndoiți puțin. Băgați fața, spatele. Apăsați. Aici vă țineți foarte bine, vă îndoiți un pic piciorul cum îmi îndoi eu. Fața, spatele. Și apăsați. Schiurile sunt fixate. Bun, acum scoaterea schiurilor din picioare este următoare. Eu fac așa. Pun schiul în spate. Sau dacă aveți bețe, puteți cu bețele foarte ușor. Și cu asta la picior. Și am ieșit. Bun, dacă sunteți în pantă, a scăzut și vreți să vă dați clăparii jos. Clăparii, schiurile din picioare. Poziționați schiurile așa, ceva în genul ăsta, de pildă cât de mare, cât de abrupt e pantal, băgați, ceva în genul ăsta, așa, așa, de pildă cât e panta, sau invers, așa, și băgați piciorul ăsta și pe ăsta. Bun, acum dezlegarea, cum se dau jos clăparii, easy, deci îl dați în spate, în față. Și eu am sistemul ăsta de 3 saldari de două ori, sunt eu mai multe, astea așa, că dacă nu, vine înapoi. Vedeți, l-am blocat. Acum, la fel și cu ăsta, la fel și cu ăsta. Bun, am revenit. Acum, de data aceasta, o să vă prezint casa de la Lange. Puteți observa aici că scrie. Cum am spus, are ochelarii din Cluj, nu se dezipesc puterea, are aici un prins, dar v-am spus că îi dau jos să nu se rupă. Și ceea ce este foarte tare, are irisii. Și haideți să facem un test de dezaburire a ochelarilor. Se dezaburesc într-o minut, două. Am făcut și eu chestia asta. Și ce-i tare este să nu mă jinează aici, că unele că își mă jena foarte mult în anii trecuți. Și foarte enervat și m-a jenat. Clipa. Gata. Și să-i aburim. Sper să se vadă că îi aburim. Sper să se vadă că s-a aburit. Și acum așteptăm puțin timp până se dezaburesc, adică putem să dăm așa că din viteză să dezaburesc, adică gen, hai să fugim un pic, gen, deja s-o dezaburim aici pe mijloc, mai am așa o linie și acum se dezaburește și asta, pe aici o să intre aerul, pe aici, gândiți-vă că merg cu viteză pe parte, adică și ai viteză. Bun, și mi s-au terminat aproape de dezaburit, aici mai avem puțin. Și ceea ce este foarte tare, are foarte mult burete. Adică e gros buretele. Și aici avem aerisiri. Și cumva e aerodinamică. Încercați și voi schiurile sau placa. Preferabil schiurile la mine, placa mie nu-mi place. Sper să vă placă și sper că v-a plăcut acest episod, să dați un like, share, să vadă și prietenii voștri și un subscribe. Pa, pa!